N-aș vrea să trecem de momentul ăsta fără ceva ce spuneam mai devreme că se regăsește des în felul în care vorbești despre, chiar și despre ce faci azi, ideea de miracol. Și când te-am întrebat de cum a apărut ideea asta de miracol în viața ta, mi-ai spus bunicul meu m-a învățat despre miracole. Da, nu aș vrea să trecem fără... Era un om ce vrei să spui cu asta? Era un om care era într-o legătură fabuloasă cu natura. Majoritatea sunteți născuți la oraș. Și cei care s-au născut la oraș nu au această proximitate a comunității. Satul, cel puțin așa cum îl am eu în memorie, are univers, are proximitate. Vezi stelele, vezi răsăriturile de soare, știi punctele cardinale, în același timp simți încă de mic, pentru că până la 3 ani am avut pian, am avut guvernantă și după am ajuns desculți. Și am purtat opinci, am spus crezul la biserică și așa am câștigat cei mai curați bani pe care am câștigat vreodată. Și bunicul, cât am fost în perioada aia absolut extraordinară, mă lua cu el. Stătea de vorbă cu animalele. Avea un tron în casă pe care nu se așeza nimeni. Și seara i-a adunat pe toți copiii și spunea: copiii, mâine mergem să adunăm fânul, că poimine o da Dumnezeu și o ploua. Sigur ploua. Avea o legătură cu natura extraordinară. M-a învățat să sting stele. Să stau pe spate, cu puterea minții și a ochilor, stelele mici care abia pâlpâie, să le fac să dispară. Stăteam și priveam împreună curcubeul și m-a învățat că dacă voi avea vreodată putere să merg în genunchi până la el, acolo unde se adapă în prut, voi putea să îi se împlinească orice dorință. Chiar am crezut. Pare că încă mai crezi. Așa pare. Și mi s-au împlinit atât de multe dorințe. Adică este... E un loc în care merg în fiecare vară și unde simt într-adevăr că pământul și locul de acolo e centrul pământului care mă încarcă. Unde? La Prisăcani. An de an merg și în curtea casei, mă descalz, acolo luăm prânzul împreună cu rude, cu neamuri, cu cei cărora le dau premiile Constantin Chiriac la Prisăcani. Sunt copii pe care îi premiez an de an și ăsta e un model bun de a face ceva pentru comunitate. Și acolo chiar simt de ce sunt culturi care dedică pământului atât de multă putere pe care uneori nici nu o înțelegem. Probabil că sunt unii dintre voi care vin din zona teatrului. Există teatrul No, prima formă de teatru din Japonia, care are o formă de manifestare foarte specială. Niciodată actorul nu ridică talpa de pe sol. Este o legătură directă, intrisecă, între om și pământ. Este forma sublimă de a arăta iubirea cu care pământul ne îmbrățișează. Această lege a gravitației ne ține pe toți legați de pământ să nu umblăm bezmetici în univers. Și
Pentru acest lucru, teatrul nou, ca semn de celebrare, nu ridică talpa. Când am ajuns prima dată pe scena de acolo și Yamamoto No, care este unul din cei mai mari artiști ai lumii și care este patrimoniu universal sub protecția împăratului Japoniei, mi-a îngăduit. E un mare privilegiu să apar alături de el ca maestru al culturii japoneze și să facem împreună un recital. Eu n-am văzut niciodată un om zburând, dar în același timp fiind legat de pământ. Vedeți, făcând aceste legături în copilărie și apoi păstrând această revenire și plecare, încărcare de baterii, după aia reușești să înveți și mai ales să înțelegi un lucru fundamental. Că nimic în lumea asta nu este întâmplător.